dimineața! Astăzi este joi și aștept să văd dacă vine curierul, ceea ce sper, dar nu cred. Tare cred că mâine va veni, știți, cu comanda de cărți. Sunt atât de entuziasmată și de-abia aștept să văd cărțile. Vreau să vă zic că mă duc să-mi fac și o rutină. M-am îmbrăcat și eu în tricoul meu cu cactus, pentru că ador cactusii. Mi-am prins și un moț așa mai ciufulit. Azi noapte n-am putut să editez videoclipul, nici cel de cu vlogul de ieri, nici cel cu setul acela. Videoclipul cu rujurile cred că vor fi postate după aceste vloguri de izolare, că ar fi prea înghesuite toate acolo și n-are rost. Și atunci nu le editez acum, o să le editez mai târziu. Astăzi o să facem puțin curat acolo la cărticelele mele, pentru că am doar pe acel raft. Asta din cauza că, na, Nicla o să nu ajungă la ele, pentru că nu vreau să mi le distrugă. Când nu va mai avea problemă ce se află pe rafturi, atunci o să vreau să-mi pun toate cărțile înapoi și acolo și acolo, pentru că am foarte multe și nu-mi place, efectiv, nu-mi place să le țin sus pe dulap în tot. Nu știu de ce, îmi place să fie acolo. Dar astăzi o să vedeți și ce am acolo și o să facem curat cu timp, pentru că e haos acolo, am și bijuterii și o lumânare și cremele mele de față. E haos acolo. Sperăm să deschidem și un colet astăzi. Haideți să-i dau mâncare și la peștișori, vă arăt și peștișorii mei cu ocazia asta. Nu știu dacă vi le-am arătat vreodată. Și astăzi să vedem ce mai facem, pentru că să văd dacă reușesc asta sau mâine, aș vrea să schimb și chestia aia. Am un material cu ceva desene animate. Ce mai facem noi astăzi, măi? Ce mai facem noi astăzi, măi? Vedem. Oricum, găsim ce să facem. Posibil să vă arăt și micul meu haul de Wish AliExpress. N-am vrut să fac un videoclip separat, nici nu am mai zis, am zis că nu vă mai arăt. Acum, cu ocazia asta, chiar vă pot arăta că sunt puține lucrușoare pe care le-am comandat înainte de izolare. Și chiar sunt drăguțe, de ce să nu vi le arăt și vouă? Și numai bine, și stickerele cu BTS printre ele și le lipim pe laptop, să umplem laptopul acum niște stickere. Am și alt fel de stickere, așa că ne distrăm astăzi. Și? Și când doarme Nicla, o să editez repede vlogul de ieri. Na, se cațără pe mine, asta face el. Ceea ce se cațără cu mine, în picioare, își ține echilibru, îi place să facă echilibristică cu mine aici. Vedem mai târziu, după ce fac și eu rutina de dimineață, mănânc și eu ceva, că e la popat. Sunt peștișorii mei, uitați ce lumină ambientală au. Doar că nu le aprind, că am impresia că dorm mai bine. Așa. E mai ok când e stins. Nu e murdar, e zgâriat în interior, pentru că e vechi acvariul și cum a fost curățat de alge, am avut toate problemele existente cu acest acvariu. Noi avem pești de 9 ani. Și în cazul în care aveți întrebări și dacă știm să răspundem, Alex e mai expert. Eu mare lucru nu fac, eu le dau mâncare și prin ce am mai trecut noi cu ei. Și care sunt mai rezistenți, evident. El este bătrân. A avut și pereche, dar a murit. E bătrân, nici nu știu, cred că are vreo 7 ani. Am un nebun, eu l-am numit nebun pentru că când îl cumpărăm, uite-l acolo, ăla-i, mănâncă scoici. Și când l-am cumpărat, era singur și aveam un termometru. Și el tot așa mergea în conjurul meu și mă speria de foarte multe ori pentru că stătea pe spate. Zici că era mort și de atunci l-am numit nebun pentru că de fiecare dată când era așa pe spate, băteam să văd dacă se mișcă și se mișca. E dus cu pluta peștele ăsta, înoată cu capul în jos, deci are apucăturile astea, dar îl iubesc, el e, și el vreo 8-9 ani are, deci e cel mai vechi de aici. Am sanitari care fac curățenie, avem alge, trebuie să luăm, adică avem o soluție, avem papa, aici e combinat, nu e ce e pe ăsta, sunt combinate plicurile astea, vă și arăt dacă toți suntem aici, să vă arăt ce combin eu. Sunt biluțele astea și fulgi. Asta combin eu. Da, știu că una e cu capul în jos, acum așa. Asta combin eu și cu fulgi în ăștia. Da, sunt mai mulți pești pe aici, numai s-a ascuns. Acum, ieri mi-a murit un... Doamne, că i-am uitat numele. Ăla este un... o zebră. Zebră. O zebră roz sau cum, am, pe undeva am, dacă nu a murit și ăla.
Aveam și o zebră gri din aia normală. Aici am un colorat, da, fuge de mine. E pătat cu culori roz, foarte frumos. Am avut toate culorile și credeți-mă, n-au rezistat, nu știu. Au murit a doua zi toți. Și a rămas el singur. Deci singur, singur și văd că și sanitarul, dar nu, mai are un pereche, trebuie să fie unul gri. Am avut sanitari bătrâni care au crescut mari, mari, foarte mari. Și am avut și mai am, sunt ascunși, ei stau ascunși, am ventuze din aia care spală geamurile, dar ei nu fac față oricum. Am avut unul care a crescut, uite așa mare, cât, uite așa, la jumatea acvariului pe care l-am dat Alex, pentru că făcea haos, când fugea, efectiv, dărâma tot. Făcea și o mizerie de numai și atunci la el, cum nu are foarte mulți pești și e acvariu mic, e numai bine acolo. Adică știți că sunt și cele de rasă, cei cu țepi și cele voalate, care sunt femelele de la cele cu țepi. Sunt superbe alea și n-am găsit niciodată ca să cumpăr. Dar eu am unul aici, unul mic negru cu țepi, dar nu vrea să iasă, când o să iasă vi-l filmez. Unul cu țepi mic, mic, mărime mică, adică nu mai crește. Și am unul alb, albicios, foarte fain, pe care îi ador și mai am pești, doar că s-a ascuns acolo. Însă încă doi zebrați așa seamănă cu el. Și desigur mai aveam neon, care sigur iarăși ăla e ascuns, cu siguranță, stau ascunși. Alea sunt alge și ne plac, de aia nici nu se curăță toate algele, pentru că ne plac alea cu alge, se ascund, le place și lor. Alex nu mai vrea să avem acvariu, dar eu totuși aș vrea și sincer aș mai cumpăra, mai ales că am murit cel mai măricel, cât el, care era prietenul lui Niclas, noi mereu venim să-i dăm papa și ziceam Gigi, pentru că, nu știu, așa am zis Gigi și atunci el ușor zicea Gigi. Și uite, deja știe despre ce e vorba. Și atunci el a murit, dar era bătrân deja și el. E așa. Beta este un pește sensibil. Câte știu eu, nu sunt expert în pești, dar știu că trăiește singur. Știu că puteți să-l puneți cu alți pești, dar el să fie singur, adică să nu aibă alți beta pe lângă. Dar credeți-mă, cel mai bine este să fie el singur. Ori într-un acvariu doar el, ori se găsesc niște acvarii mici pe care le prinzi, nu știu cum, înăuntru și atunci are doar spațiul lui, cumva. În jurul lui sunt pești, dar el nu poate să iasă de acolo și nici să intre alți pești. Și vă zic din ce cauză, pentru că eu am întâmpinat problemele astea. Sunt pești și nici în ziua de azi nu știu care dintre ei, care mănâncă alți pești, ciupesc alți pești. Și așa s-a întâmplat și cu Gigi al meu, era tot ciupit deja și nu știu exact care, dar eu cred că cel bătrân pe care îl am sau... nu-mi dau seama, sau mai am doi, v-am zis, doi tigrați, că cred că ei ciupesc totuși, pentru că am mai avut pești pe care i-a ciupit și erau foarte frumoși, mai ales acest pește, Gigi, de care o să-mi vină în minte numele și vă scriu aici ca să înțelegi și era galben, pentru că nu-mi vine acum, am un lapsus. Mai ales el avea niște aripioare, l-am primit cadou, avea niște aripioare care atârnau, foarte frumos era. Cum l-am pus acolo, cum a fost deja ciupit ziua următoare, nu mai avea aripioarele alea frumoase. Și mi-a părut rău, deci astăzi vă zic, sunt pești care ciupesc alți pești și atunci automat ei se îmbolnăvesc sau se simt stresați. Sunt pești care stresează alți pești, nu am mai ținut plante pentru că trebuie să le îngrijești, trebuie să le pui soluție, aveți grijă, trebuie să fie o lumină pentru pești și o lumină pentru plante, adică planta trebuie să aibă lumina lui. Ziua trebuie ținută lumina aprinsă, nu stinsă, pentru că am văzut la mulți, chiar și la o vlogăriță la Anca Mădorina, că ziua le ținea lumina stinsă pentru că mai bătea de afară, dar dacă vrea plantele să reziste, pentru că am văzut că avea problema asta, trebuie lumina să fie aprinsă toată ziua. Noaptea o sting pentru că am impresia că sunt stresați peștii dacă nu le stingi noaptea când ei vor să doarmă. În momentul când se stinge, ei efectiv stau pe loc și dorm, într-un fel, nu știu dacă chiar dorm, dar stau pe loc. În momentul când aprinzi lumina, atunci încep să fugă, pentru că se sperie. Asta îmi dă impresia că, da, ei dorm, cu ochii deschiși, evident.
Deci ziua sunt activ și noaptea e ok să le strângi becul, dar dacă vreți și plante și pești să, na, să se simtă ok, e bine să aveți lumina aprinsă. De ce am vorbit atât de mult? Dar în fine, poate chiar vă interesează faza asta cu pești și de ce să nu vă povestesc sau ceva ce mi s-a întâmplat și mie. Haideți că mă duc să-mi fac repede rutina, repede și să mănânc ceva și atunci repede ne apucăm să vă arăt haul-ul și decorăm laptopul. Cremele mele, am și asta de la clinic. Am o lumânare care miroase bestial a vanilie. Cercei mei cu cap de mort. Să rog de fapt aici. Am un semn de carte cu pisicuță care îmi place foarte mult. Am acest lănțișor cu aparat foto care îmi place mult. Iar am pozat o carte cu el. Și am, desigur, și perete aici. Am acest cercei de pe Wish, pe care i-am și eu și i-am luat și prietenei mele. Love. Îmi place foarte mult și e mare. Asta e crema de la Ivro de care vorbeam. Miroase foarte fain, doar că în cazul în care l-auziți pe Nicolaus tușind, să știți că se prostește pur și simplu. Tușește forțat ca să mă uit la el. Miroase foarte fain, dar nu prea mă ajută. Gata, mama, nu mai fa așa. Am aceste urechiușe de la Cookie pentru Army Bomb. Am și această pasăre cu carte. Bine, acum o să scot, stați să vă pun cadrul așa, să scot pe rând cărțile și această ramă de argint. Este folie de argint pe ea. Achiziționată din ori dintr-un second de mobilă, nu mai știu exact, dar cred că de la Ochico, de piața de vechituri. Am cercerușii ăștia pe care i-am primit de la prietena mea. Îmi plac foarte mult. Scot așa pe rând și vi le arăt. Am asta cu Tu ai iubi un om ca tine. Sincer să fiu, nu am citit-o. Am citit foarte puțin. Această carte, care mi-a plăcut foarte mult, am citit-o. O țin aici pentru că îmi place cartea. Cum am devenit YouTuber. Cum am citit cele trei volume de la Irina Binder, Fluturi, am zis să cumpăr și această carte, am crezut că e o continuare ceva, dar m-a dezamăgit faptul că nu e o continuare, ci e povestea din perspectiva lui. Vai, deci, na, nu știu dacă o să am chef vreodată să o citesc. Următoarea carte pe care încă nu am citit-o și nu am văzut nici filmul. Sincer să fiu, eu mereu mă uit până la film sau serial și după aia citesc cărțile. Nu știu de ce vreau să-mi închipui cu personajele alea cartea și tot. Dar asta vreau să fie prima carte pe care o să o încep și o să o citesc după o să văd filmul. Chit că știu că filmul este cu ei doi, pentru că i-am pe... Asta mi-ar fi plăcut să nu fie pe copertă și să-mi închipui eu personajele. Următoarea carte, Căutându-o pe Alaska, pe care am și pozat-o, știți voi, ieri, să vă uitați la poză pe Instagram. Este prima mea carte și pentru asta o iubesc, desigur, și seria de la Twilight. Cu acele cărți am început eu să citesc și să am pasiunea asta. Următoarea este Bufnița și o să vă zic povestea ei. Nu povestea din carte, pentru că nu am citit-o, dar vă zic povestea cărții în sine. Cartea asta eu nu am cumpărat-o, am împrumutat-o de la Biblioteca Orașului. Și cum am mai împrumutat de la ei mai multe, n-am apucat să o citesc pe asta și eu sunt genul de persoană că vreau să mă țin de cuvânt și să duc la timp cărțile înapoi și mă simțeam cumva obligată să citesc, mie nu-mi place să fiu obligată să citesc și pentru ca să nu mă simt obligată, pur și simplu am dus cărțile înapoi și mi-am cumpărat-o pentru că mi s-a părut foarte interesantă. Am dus cărțile înapoi și am căutat-o pe OLX și am găsit-o și mi-am comandat-o de la cineva de pe OLX. Mie îmi place cărțile pe care le citesc să le am fizic, să le am eu. Chiar dacă îmi place sau nu, sau mai ales dacă le citesc și îmi plac, să le am în bibliotecă, nu știu de ce. Chiar dacă aș citi, am văzut multe cărți PDF, dar chiar dacă, dar nu prea îmi place să citesc pe telefon. Chiar dacă aș citi o carte PDF și am citit-o, gen aș citi-o până la final, tot aș vrea să fie în biblioteca mea, chiar și dacă am citit-o deja. Înțelegeți ce vreau să zic? De asta nu împrumut cărți ca să citesc, fie de la prieten sau așa. Prefer să mi le cumpăr să le am eu, dacă tot vreau să o citesc. Deci asta este povestea acestei cărți și de-abia aștept să văd despre ce este vorba.
Următoarea carte este aceasta, Ghidul complet al îngrijirii copilului 0-5 ani. M-a ajutat foarte mult, recunosc cartea asta, când a fost piticul mic, bebe. Ok, următoarea carte e Nevermore, știți de ea, am pozat-o pe Instagram, destul de groasă, dar sper să ajung și la această carte. Asta o am împrumutată de la Yasmina, trebuie să-i dau înapoi și să o citesc odată, că n-am citit-o. Fetița căreia nu-i plăcea numele său, 400 de rețete culinare pentru copilul tău, 0-3 ani. Nu sunt rele, chiar nu sunt rele, sunt foarte multe chestii foarte bune. Am și făcut unele dintre ele, dar foarte multe, sincer să fiu, nu le am, foarte multe ingrediente. Următoarea carte este Efecte secundare moartea. Dezvăluiri din interiorul industriei farmaceutice. Sunt, citiți, puneți pauză dacă vreți și puteți să citiți. Alex mi-a cumpărat-o. Asta pe care am citit-o, știți cartea. Nu am partea a doua și a treia, cred că sunt părțile, da. Am înțeles că sunt partea a doua și a treia, nu? Sau o serie, nu știu exact. O să le cumpăr iarna viitoare, pentru că degeaba citesc vara, nu? O să vreau să le cumpăr iarna viitoare și să le citesc și pe celelalte două cărți de la el. Am sub aceea stea și mi-a plăcut foarte mult atât filmul cât și cartea. De asta am și ținut aici. Îmi place foarte mult și chiar și dacă este o poveste mai tristuță așa din cauza bolii pe care o au. Este o carte din care am învățat multe. Este foarte, 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 foarte faină. Da. Următoarea carte. Mi-a cumpărat-o Alex. Am trei, de fapt. Trei părți. Este această carte, Orașul oaselor, Cassandra Clare, Instrumente mortale, sigur știți serialul, partea întâi, vedeți? Am și a doua și a treia și este grosuță. Ia să văd câte... Ah, ce frunze am aici! Îmi place să usuc flori și frunze în felul acesta. Evident, ce nu pătează, pentru că știu că sunt flori care pătează. Are 477 de pagini și toate trei sunt așa de groase. Dar o să ajung eu și la ele. Următoarea carte, și n-am citit-o încă, este Absolut tot, doar am pozat-o. Știu că este și film și iar vreau să văd o dată, să citesc cartea, de iară văd personaje, nu știu dacă aceleași personaje sunt și în film, nu știu exact. Dar o să citesc după, o să vreau să văd și filmul. Asta este o agendă în care am notat tot felul de parole și conturi și nu știu mai ce am pe acolo și metine și că am avut cred că zeci de mii de conturi de metine, în fine. Agenda mea preferată în care notez idei de vloguri, chestii pe care vreau să mi le mai cumpăr și este un jurnal, ăsta a fost jurnalul meu și poate să vi-l arăt așa. Am uitat că am chestii. Bun, o frunză care s-a rupt. Aici am chestii pe care vreau să le lipesc în jur, tot felul de poze drăguțe. Poate vreți să vi-l arăt acum într-o zi. Ce desen i-am tras. Și aici am început cu ianuarie. Deci, vi-l arăt într-o zi. Oricum, nu o să vă arăt și ce am scris neapărat. O să vă arăt așa în grabă sau vă citesc în grabă câteva rânduri. Am scris cel mai mult în perioada sarcinii. Pentru că am vrut neapărat să am un jurnal cu sarcina mea. Dar, din păcate, pentru că mereu fac asta și mă enervez, n-am continuat. Am și un jurnal video cu sarcina mea, pe care nu o să postez niciodată niciunde, evident. E jurnalul meu video, îl am pe hardul extern. Și este ceva... Niklas, nu-i voie. Și este ceva ca și ce am scris pe aici, dar na, mai mult am preferat să vorbesc. O continuare, într-un fel, până am născut, dar... aia a fost înainte să nasc. Asta a fost la începutul sarcinii. Deci în mijloc acolo eu nu am mai scris, nu am mai vorbit în niciun video despre sarcină. Și îmi pare rău pentru că am trecut prin foarte multe cu sarcina. Aici încă o, mama nu-i voie că pici. Încă o agendă foarte, foarte veche a mea în care am de toate, deci de toate am. Încă una în care scriu iară de toate. De toate. Aici am avut planificată nunta, invitați, am un semn de carte, cu căluți, îmi place mult, am găsit la un second între jucării. Am asta de pe Wish, o lumină din asta, nici nu știu dacă mai am baterie, nu mai am, o lumină din aceasta pentru selfie, să știți că ajută noaptea, e fain.
Mai am o agendă în care tot așa chestii cu parole am. Așa arată. Asta a fost invitația mea de la nuntă. Nuntă și botez. Bun, mai am și agenda în care eu îmi scriu programările pentru machiaj. Îmi place foarte mult, l-am primit de la Cupio. Și chestia asta cu care eu notez acolo mai repede, mai ușor. Și așa știu să unde să deschid să văd programarea. Și în caz că auzi ceva, Niklaus, care se joacă cu jucăriile și în halul ăsta face zgomot. A, da, și are și partea asta. Mă, că mi-au picat astea. Așa. Ce-a făcut Nico? Mama, ce ai făcut? Nu știe, arată că nu știe. S-a pus pe burtă și a început să împrăște jucările cu mâinile. Deci, vă închipuiți, am peste tot jucările. Da. Acum îl îmbrac. Îmbrac, că e frumos afară. Și mergem în curte. Ne vedem în curte. Da, suntem în curte, ne jucăm. S-a încărcat și telefonul, că era la încărcat. Și vreau să vă arăt puțin din curtea cam ce avem plantat pe aici. De-abia aștept să se facă fructele. Noi stăm în chirie aici, nu este a noastră, dar avem pus tot felul de chestii pe aici. Căpșuni, zmeură, hai să vă arăt. Aici avem pus niște zmeură cumpărat acum recent, ceva, se fac așa mari, mari. Avem alun, avem mure și undeva, nu știu unde a pus, iar Alex, cred că în partea aia acolo, a pus coacăze. Avem o grămadă de trandafiri, flori, la greu, și căpșuni. Aici avem o grămadă de căpșuni și de-abia aștept. Iubesc căpșunile astea, în fiecare an fac și sunt foarte, foarte bune. Și de-abia aștept să-i dau lumii caz din căpșunile astea. Și zmeura s-a întins foarte mult. Zmeură peste tot și acolo înăuntru. Și aici avem zmeură. Vreau să vă arăt și copacul ăsta al meu. Mare, mare. Îl ador, copacelul meu. A fost micuț, micuț când l-am cumpărat. Avem cal. Și o grămadă de trandafiri am, iar astea vreau să vi le arăt. Superbitățile mele. Le iubesc. Le iubesc. Cât e de frumos. Să nu le de ochi. Și zmeură la greu, v-am zis. Acolo se joacă Niklaus un nisip și avem mingiuțe, poartă cumpărată la WoW. Avem, știți, ăsta vi l-am arătat la unboxing, am păstrat șolița, nu punem muzica că e cam puternică, dar vara asta sper să învețe să facă la oliță. Dar îl folosim aici ca și scaun. Așa? Și o grămadă aici de trandafiri japonezi. Avem și un piersic. Am vrut să vă arăt niște copaci foarte frumoase. Nici nu știu ce copaci sunt. Au florile albe. Foarte fain arată. Chiar mi-ar prinde bine o poză acolo. Foarte fain. Vă arăt acum. Acolo le vedeți? Super! Uite, mamă! Uite! Uite, mamă! Stai! Stai-ți flori! Wow, uite! Aici, aici, aici! Ce uimită! Ce-o, 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 ce-o!
Gata! Îți place? Avem mare noroc că stăm în curte. Putem să ieșim măcar în curte. Aici, ignorați pereții ăștia frumoși. Se pozită toate chestiile lor. Și noi acum ne jucăm la nisip. Și iepurașul să-i aducă și ceva pentru nisip, am înțeles. Iepurașul bun. A zis că ne vedem mai târziu. Ah, uitați ce mănânc. Îmi place ciocolata. După Milka este această ciocolată preferată mea, asta nemțească. Oh, țineam invers. Dar oricum nu vedeți că e cu selfie filmat pe ea. Se topește în gură. Haideți să ne vedem mai târziu. Niki! Niki! Socu, socu, baci, baci, hai! Socu, socu, baci, baci, socu, socu, vira, vira, socu, baci, socu, vira, vrei camera! Hai la masă, păpăm! Haide, păpăm, hai! La masă, mami! Hopa sus, hopa sus să păpăm, mama! Lasă jucăria, hai hopa sus pe scaun! Hopa sus, hopa sus, că păpăm, hai! Opa, își! Așa, așa și păpăm! S-a trezit și Niclaus și aștept să se încarce odată videoclipul pe YouTube ca să pot să-l postez, să-l vedeți. E vlogul de izolare de ieri. Deci, să începem cu haul-ul de pe AliExpress și Wish. Nu mai știu exact care de pe care e, dar vă arăt. Asta știu că e de pe AliExpress. Deja am testat, ci că ca să exersez, e silicon. Ca să exersez, să machez, dar nu mă ajută deloc. Mie nu-mi place, e groaznic. Bun, aici au fost 10 baloane din acestea și sunt niște baloane care nu se electrizează, nu se prinde părți, nu se prind scame de ele și sunt super cute, adică chiar am una umflată acum. Așa arată. Și sunt faine, rezistă și se umflă mari, 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 mari. Am comandat, astea au venit recent, două pompe erau în pachet, una este pusă deja pe fondul de tent. Așa arată, mi-am pus pe fondul meu de ten de Stella Udair. Se dă jos chestia asta, se răsucește și atunci mult mai ușor să... Bine, trebuie să-l curăț acum, să îți pui fond de ten. Pentru că după cum bine știți, astea de la Stella Udair nu au pompiță. Deci sunt foarte bune și potrivite. Următoarea chestie. Este acest pix pe care îl ador și scrie negru și scrie foarte frumos. Deci mie îmi place foarte mult. Ok. E papa, mama. Aici după aia. Asta este iluminatorul de care vă ziceam în videoclipul cu make-up-ul pe care realizam cu produsele Wish. Alea nu vi le mai arăt că știți deja, vă las aici infocard ca să vedeți videoclipul dacă n-ați văzut produsele, tot de pe Wish sunt. Și ăsta era tot de pe Wish. Oh, s-o cam spart puțin, poate o picat. Dar așa arată și e superb, îl ador. Deci, așa iluminator. Bestial. Mi-am comandat acestea pentru cliente. Știți bine că v-am arătat și la tutoriale mele când folosesc rujile clientelor, îmi folosesc chestiile astea. Chestia pentru mascara. Astea le folosesc eu. Nu folosesc direct aplicatorul de la mascara și nici de la ruj când machez pe altcineva. Să vă arăt ce se află aici. Asta am de pe AliExpress, am avut ceva bănuți și este prima dată când profit de bănuții ăia și am primit ceva cu 2 lei. Este o linguriță. Eu sunt obsedată de lingurițe de genul. Chiar am și de argint și am și lingurițe mai vechi care nu sunt de argint, dar tot mi le păstrez. Dar Alex colecționează cele de argint. Așa arată și arată divin. Puteai să alegi argintiu, auriu sau bronz. Eu am ales auriu. Sunt stickerele pe care o să le lipim în curând pe laptop. Ah, o să îi dau și lui Iasmina câteva. Cute, 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 cute.
Oh my god. Și ultimul lucru, bine, mai era o lampă care trebuia să vină pentru prietena mea și se pare că nu a venit deloc. Nici măcar am primit mandat gen să fie la vamă. Imediat, mama. Dar asta a venit și o să-i dau când o să ne întâlnim. Știți, ați mai văzut pe Rina. Când ne întâlnim o să-i dau. Momentan o țin aici. E cât mine. Și poza asta i-a ales, așa că asta a fost cadou, este cadou pentru ziua ei. Abia după a apărut la vamă și m-am dus după el. Dar dacă venea și lampa era super, dar nu a venit. Cam atâta este haul-ul. Astea au fost produsele pe care mi le-am comandat. Bine, am mai comandat și nu au venit. M-am hotărât să-l pun pe telefon în momentul când primesc, când îmi cumpăr husa originală la telefon. Arată altfel, altă viață. Deja era săracul neglijat rău de tot. Dar cu ăsta m-a ajut foarte mult cu laptopul ca să filmez. Nu am pus așa pentru că așa deschis laptopul și atunci evident că arată mai fain așa. îmi place mult. Nu-i voie, mama? Îmi place foarte, foarte mult. Gata pe ziua de azi. Ne vedem mâine. Și nu uitați să-mi dați un like și subscribe dacă nu ați făcut-o, în cazul în care vă place vlogul de izolare. Eu mă strădui să fac cu decât ceva ca să nu vă plictisesc. Oh, îl țin pe mine în brațe și mă pun imediat să-l pun pe Nicola și mă pun și eu. Astăzi am avut nimic la televizor interesant, deci o să mă pun să citesc, cred că mai degrabă după aia adorm eu citind. De-abia aștept mâine, sigur vine Coletul. Da, aveți și Instagram în descriere și TikTok-ul. Eu am uitat mereu să specific TikTok-ul, dar mereu uitați-vă în descriere pentru că acolo scrie tot. Da, am și TikTok și postez în fiecare zi, așa cum postez și pe Instagram fiecare zi, fie machiaj, fie vreo carte, fie poze cu mine sau cu Niklaus. Și pe TikTok încerc să postez în fiecare zi, că îmi place, mă distrez. V-am pupăcit. Bye! I gave you my heart.